Marți ne mai auzim să mai vorbim despre dinamica relațiilor. Povești de dragoste. Povești de dragoste. Bună dimineața, doamna doctor Gabriela Saulea. Salut, bună. Bună dimineața. Mai avem mesaje astăzi sau cum facem? Că da, în ultima vreme avem mereu mesaje. Telespectatori, telespectatoare, care e pondera? Mai mult telespectatoare. Okay. Acum nu știu, ori sunt mai multe care ne urmăresc, ori sunt mai îndrăznețe. S-ar putea să fie sfaturi. Predominant publicul feminin. Se întâmplă. Astăzi vorbim cu cineva care trece printr-o situație de criză. Permiteți-mi să-l citesc. Dragă Gabriela, ne-am despărțit după 12 ani de căsnicie și simt că am nevoie de susținere. Ce mă sfătuiești să fac? Da. Susținere externă, nu de la partenerul care tocmai... Ca să aștepți susținere de la partenerul care tocmai te-a părăsit sau cu care tocmai te-ai despărțit... E ca și cum ai linge borcanul de dulceață pe din afară. Așa? Da. Sau ca și cum ai căuta rezolvarea problemei din același loc din care a fost creată. Uh-huh. Deci omul ăsta a reușit să-ți creeze o problemă, niciun caz să te rezolve. Deci nu susține. Prin urmare, susținerea trebuie să fie din altă parte. Familia, anturaj, prieteni? Primul rând, de la ea. Okay. Și ce e foarte important, pentru că multă lume se sperie de ideea asta de despărțire și ce urmează după divorț. Și într-adevăr, n-ai mai trecut prin asta, n-ai foarte multe exemple în jurul tău. Însă trebuie să vedem divorțul sau despărțirea ca pe o boală. Eu așa o văd. Ca pe un accident. Total de acord. Ca pe un traumatism. Și de multe ori fac comparația asta. Dacă în loc de să-ți rupi sufletul sau inima când te-ai despărțit, ți-ai rupe un picior. Hmm. Asta știe toată lumea ce are de făcut. În primul rând, când îți rupi un picior, te doare. Da. Și plângi, și țipi, și spui, și e aiurea să spui pe mine nu mă afectează. Pentru că sunt persoane care trec printr-o despărțire și vor să, da, să braveze. Mm-hmm. Pe mine nu mă afectează. E greu să cred că sunt un picior pe interior. Fără să te doară. Mai bine spui, da, mă doare. Acum, indiferent cine a produs accidentul, ce mă doare, o bandajez. Durerea e acolo. Ce fac când mă doare? Bineînțeles că mă duc la tratament. Mă duc la cineva să mă ajute. Mă duc la cineva, în primul rând, să mi-l pune în gips. Mm-hmm. Deci asta e un specialist, e foarte util în momentul ăla. După ce am pus piciorul în gips, ce fac mai departe? Evident, trebuie să aștept să se vindece. Și urmez tratamentul. O să mă doară. O să am momente de durere. Dar mai dăm cu cremă din când în când. Dăm cu cremă, luăm niște pastile care să ne mai ușureze durerea, mai avem un cerc social care să fie lângă noi, să ne mai aducă o cafea, o floare, o bomboană. O cară cu apă. Să ne mai scoată din casă. Să ne mai scoată din casă, șontic. Deci, practic, avem răbdare că după o astfel de fractură emoțională urmează o perioadă de vindecare. Cam cât de convalescența la divorț? Păi depinde foarte mult de cât a fost de lungă relația. De ce e mai lungă vindecarea? Dacă e mai lungă vindecarea. Deci se spune că ne trebuie cam câte un an pentru fiecare 5 ani de relație. Un an sau o lună? Păi stați puțin, că am un exemplu clar. Am o prietenă care a divorțat după 11 ani și au trecut 2 luni și este țiplă la loc, să știți. Țiplă pe din afară. Cel puțin așa se vede și se simte. Nu, așa nu se pare... vede și se simte. Un an la 5 ani? Pierdută. Păi da, este uriaș, mi se pare, un an la 5 ani. Pare uriaș. Cel puțin un an avem nevoie după o despărțire, după, știu, 7, 8, 10 ani. Pe relație de 20 de ani? 4 ani să te refaci complet? Dacă nu mai e iubire, nu mai mult plângem după obișnuință? Acum ce se întâmplă nu va fi o perioadă de durere de 4 ani. În schimb, ne trebuie o perioadă în care efectiv să ne obișnuim să trăim altfel. Reacomodare. Uh-huh. Pentru că după vindecare e scurtă. Vindecarea poate dura 3 luni. Da. În program durează 3 luni. Da, ești obișnuit cu cineva. Te-ai vindecat, dar după aia tu ai nevoie să te adaptezi. Dacă ai avut piciorul rupt, nu mai țopăi la schi după 3 luni. Nu mai țopăi. Ai lași un an, doi, că ți-e rupt și mai tare. Pe schiu, da? Sau nu te duci acum să dansezi. Cumva tu trebuie să te readaptezi la viața pe care o ai acum după ce ai trecut prin această criză. Da, și de asta durează un pic mai mult. Dacă mai sunt și copii la mijloc, aceste interacțiuni cu fostul partener sunt ca și cum ți-ar da peste piciorul rupt. Păi mai repede trecem peste pandemie decât peste divorț? Păi, a dur mai puțin, probabil. A dur mai puțin pandemia, adevărat. Însă și perioada de convalescență sunt foarte multe lucruri faine care se pot întâmpla. Uh-huh. În primul rând, ai timp să stai mai mult cu tine. Ai timp să, nu te, să te pui pe tine pe primul loc, să speri mai puțin de ce crede vecina, de ce spune mama soacră, de ce spune nu știu cine, și să te uiți la tine. Și poate pentru prima dată, în momentul divorțului, ajungi să te pui pe tine pe primul loc. Deci ăsta este un câștig al divorțului. Intram într-o relație imediat când am divorțat? Exact, ca și urcat-o pe schi după ce imediat mi-a rupt piciorul. Adică dacă nici măcar n-ai scos gipsul și tu deja te-ai urcat pe schiuri, ești foarte curajos. Poate că să ai noroc dacă să... Dacă nu ne implicăm emoțional...
dacă nu ne implicăm. Emoțional, altfel de relație. Nu știu, poate doar sexuală, poate pentru doar de... Pentru bărbați e un pic mai ușor, pentru că ei au această capacitate de a intra în relație fără să se implice atât de mult. Femeile, în general, tind să se implice. În clipa în care intră într-o relație sexuală, tind să se implice și emoțional. Și atunci când tu încă nu ți-ai vindecat vechea relație și trauma aia sufletească, mai pui încă una. Asta se cheamă acea relație tampon. Și am multe cazuri de relație tampon mai dureroase decât divorțurile. Deci, a, se întâmplă și să te îndrăgostești de tampon la un moment dat. Eu am rămas la asta, un an la 5 ani. Deci pentru re-a învăța o altă viață. Dar durerea și vindecarea cu durerea respectivă poate dura câteva luni. Acum depinde ce faci. Dacă tu stai acasă și zici timpul le va rezolva pe toate, poate să fie durerea, vindecarea mult mai lungă. Dacă tu mergi într-un grup de suport, dacă mergi la un specialist, dacă te însoțești de oameni care înțeleg prin ce treci și te ajută, vindecarea se scurtează. Adică evident, dacă mergi la spital e mai ușor decât acasă. Rămâne varianta că dacă ți-ai găsit pe cineva, poate nu imediat, poate după un an, chiar dacă au fost 7 ani de căsătorie, ai stat un an degeaba și ți-ai găsit pe altcineva. Poate acea persoană să-ți aducă binele și să cu te vindece? După un an este absolut ok și chiar și după 6 luni este foarte bine, adică nu e prea repede. Prea repede este când n-au trecut 3 săptămâni și tu vrei să bravezi, să arăți că ai și tu pe cineva și intri în relații fără să fii deloc pregătit. Dar dacă ai făcut vindecarea și ai deja 6 luni, 7-8 luni, poți să intri în relație ușor, cu grijă. Pentru că... rămânem doar la un an. Ultima întrebare, vă rog. În perioada asta de refacere, de convalescență, dacă ne mai întâlnim cu boala, ce facem? Este bună întrebare. Este de evitat și se întâmplă foarte des. Dacă vine virusul înapoi. E foarte des, se întâmplă să spunem, mergem în concediu de dragul copiilor sau facem lucruri de dragul, ieșim de dragul copiilor. Gândește-te că ai piciorul în ghips și vine cineva și îți dă bățul peste picior. Dacă îți place lucrul ăsta, poți să încerci. Dar e recomandat, evită. Chiar de dragul copiilor, copiilor să înțeleagă și cumva ești tu cu copiii. Deci limităm contactul, limităm atașamentul emoțional. Nu ne mai urmărim pe Instagram, ne blocăm. Câteva luni. Pauză. Nu glumesc, pentru o perioadă este foarte bine și sănătos. Eu așa am făcut. După aceea, dacă am considerat că pot avea o relație ok, am deblocat și am vorbit. O întrebare cu mono răspunsere, să zic. Cu un răspuns unic, cu da sau nu vreau să răspund și luăm pauză. Se poate ca... Se poate să te îndrăgostești de o persoană de care nu ți-a plăcut deloc, deloc, deloc în viața asta și cu care credeai că este exclusă orice posibilitate de împerecheire? Da. Da, răspunsul este da. Da, nu gata. Se întâmplă, trăiesc acest lucru. S-a răspuns. Deci... Răspunsul este da. Răspuns. E bine, e semn de însănătoșire. Dar dacă cineva este îndrăgostit de mine foarte tare și eu nu, dar este un băiat extraordinar... Răspunsul este tot da. Ar trebui. Cu aceste două răspunsuri de da, mergi mai departe. Poți să mă îndrăgostesc pe parcurs? Sigur, cu siguranță. Perfect. Bravo! 3 de da! Adică dragostea vine mâncând? Da, da, al treilea! Îți mulțumim frumos! Pe săptămâna viitoare cu noi mesaje de la voi! Vă vindecăm relațiile chiar aici, la Superneața! Chiar și pe a ta, Ramona, cu doar 39,99! Hai că ne întoarcem după pauză, stați aici!